Dragi prieteni, vă salut la un nou live. Subiectul pe care l-am ales pentru a fi dezbătut pe scurt în seara aceasta este subiectul apostaziei. Eu personal vă spun din capul locului, nu cred că un credincios adevărat, adică un om care cu adevărat a experimentat nașterea din nou și a primit Duhul Sfânt și este mântuit de Dumnezeu, nu cred că un astfel de om își poate pierde mântuirea, da? Nu cred că își poate pierde definitiv credința. În același timp, trebuie să privim cu foarte mare seriozitate toate avertizările din Sfânta Scriptură și toate exemplele pe care Sfânta Scriptură ni le prezintă despre oameni care au fost în comunitatea creștină, care au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, care au practicat anumite porțiuni din viața creștină și la un moment dat s-au depărtat și au fost pierduți pentru totdeauna. De aceea, în clipul acesta, de fapt aș vrea să fac un fel de radiografie, să fac un fel de diagnoză spirituală a sufletului unui apostat. Ce se întâmplă în viața unui apostat? Ce e în lăuntrul lui? Ce e în experiența lui dacă din exterior pare să fie un creștin și în realitate, la sfârșit, vedem că el nu a fost, da? Care e realitatea? De ce a ajuns în starea aceasta? Și motivul pentru care vreau să fac clipul ăsta este pentru că poate unii dintre voi sunteți în situația asta. Poate unii dintre voi sunteți doar creștini de nume. Poate unii dintre cei care vor asculta clipul ăsta. Poate printr-un share pe care îl dați sau Dumnezeu știe cum va ajunge mesajul ăsta la cineva care crede că e creștin și în realitate nu este creștin. Și vreau să înțelegeți că miza este destinul veșnic. Miza este relația noastră cu Dumnezeu. Miza este veșnicia. Asta este miza, da? Și din punctul ăsta vreau să pornesc și să privesc împreună cu voi cu foarte mare seriozitate subiectul ăsta apostaziei. Dacă între timp aveți niște întrebări legate de ceea ce spun, puteți să lăsați întrebările în comentariu și o să încerc să răspund după cum voi pricepi ce spuneți și dacă am informațiile necesare. Haideți să facem niște diferențe. Ce este un apostat? Un apostat este un om care îl mărturisește pe Hristos, dar nu s-a încrezut niciodată în Domnul Iisus Hristos. Deci, în realitate, un apostat este un mincinos, da? S-ar putea ca un apostat să se înșele pe sine însuși și el să creadă că face o mărturisire validă, da? Eu nu spun că un apostat întotdeauna este rău intenționat, ci spun că un apostat face o mărturisire cu gura publică, oficială, deschisă, exterioară, dar în realitate în inima lui el nu s-a încrezut în Domnul Iisus Hristos. Un apostat, de exemplu, poate să fie botezat în apă, dar niciodată un apostat nu este botezat în Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, din nou se întâmplă ceva asupra lui, este băgat, scufundat în apă, dar el nu are botezul ăsta lăuntric al Duhului Sfânt, da? Un apostat poate să fie membru într-o biserică locală, el să fie legat într-un fel, da, exterior vorbind, de ceilalți credincioși, dar să nu fie legat de capul bisericii care este Domnul Iisus Hristos. Distincția este foarte importantă. Adică să ai o relație pe orizontală cu ceilalți credincioși, dar să nu ai o relație pe verticală cu capul bisericii, cu Domnul Iisus Hristos. Să te alipești de biserica lui, dar să nu fie alipit de cap. Un apostat poate să fie un om care să aibă o slujbă în biserică, dar să nu aibă viața pe care o dă Duhul Sfânt în biserică. Două chestii diferite. Un om nenăscut din nou poate să ajungă în biserică și se întâmplă foarte multe, în foarte multe cazuri lucrul acesta. Ajung oameni să aibă slujbe în biserică, să fie pastori, să fie predicatori, să fie casieri, să fie nu mai știu ce, dar el să nu aibă viața Duhului Sfânt în el. Da? Să aibă o slujbă, dar să nu aibă viață. Un apostat este un om care își mărturisește credința, dar nu trăiește credința aceea. Și câți oameni nu sunt din ăștia în jurul nostru? De fapt, am putea spune că o mare parte din creștinătatea de nume din țara asta este o creștinătate care mărturisește, dar nu trăiește. Credem noi că ei au fost vreodată mântuiți? Nici vorbă de așa ceva. Apropo de ce a scris Gilbert Platinca. Nici vorbă. Cei mai mulți care mărturisesc, evident că n-au avut nicio treabă cu Dumnezeu, da? Evident că n-au avut nicio treabă cu Dumnezeu. Un apostat este un om care e convins cu mintea, dar nu crede cu inima. De aceea Pavel în Romani spune că cel care mărturisește cu gura și are credință în inimă va fi mântuit. Nu cel care mărturisește cu gura, nu cel care are niște idei în capul lui,
ci care mărturisește cu gura și există o legătură între mărturisirea gurii sale și credința din inima sa. Cu alte cuvinte, fiindcă m-am încrezut în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea mea, împăcarea mea cu Dumnezeu, eternitatea mea, pentru că Iisus este totul pentru mine, fac o declarație publică de credință. Dacă fac doar declarația publică de credință și în inimă nu este credința ca dar al lui Dumnezeu, credința lucrată de Duhul Sfânt, sunt pierdut, sunt un apostat, sunt un înșelat, sunt un mincinos. Un apostat este un om care are aptitudini, poate impresionante. Și ăsta este pericolul în care cad multe adunări. Vine un om din exterior, zice, și eu cred ca voi. Vedem niște aptitudini deosebite la el și spune, ăsta s-ar pricepe foarte bine la asta, la asta, la asta, la asta. Și îl băgăm în activismul bisericii, în timp ce el nu este născut din nou. Este o tragedie. Pentru că el lucrează prin aptitudini naturale cu care s-a născut, nu prin puterea Duhului Sfânt, nu prin darurile pe care le-a dat Duhului Sfânt. Sunt două lucruri diferite, să ai niște aptitudini cu care te naști și să ai darurile Duhului Sfânt. Sunt două lucruri total diferite. Când ai darul Duhului Sfânt, lucrezi după, prin viața Duhului, prin puterea Duhului, prin călăuzirea Duhului, după voia Duhului Sfânt revelată în Sfânta Scriptură, prin energia care ți-o dă Duhul Sfânt. Totul e legat de Duhul Sfânt, da? În timp ce atunci când ai aptitudini naturale, lucrezi prin ceea ce a pus Dumnezeu în tine, așa cum El a lăsat ca să fii născut și să vii pe pământul acesta. Un apostat poate să aibă conduita reformată, dar să nu aibă inima regenerată. Două lucruri diferite. Noi spunem despre unii oameni din lume, Domnul e mai bun decât un pocăit. Și este o mare prostie ce spunem. Pentru că esența vieții cu Dumnezeu nu să fii moral, să ai o conduită reformată în exterior, ci să ai o inimă regenerată. Cu alte cuvinte, esența problemei este înăuntru. Chiar Iisus a spus lucrul acesta. Din inimă ies toate lucrurile respective. Cu alte cuvinte, scopul nostru al bisericii, scopul lui Dumnezeu prin Evanghelie nu este să corecteze deviații comportamentale și să-i facă pe oameni mai buni, să-i facă morali, ci scopul lui Dumnezeu este să învie la viață, să le dea viață din Duhul Sfânt, să le dea viață din Hristos, să le dea o inimă nouă, să le scoată inima de piatră și să le dea o inimă de carne. Asta este diferența. Un apostat are o conduită reformată, dar nu are o inimă regenerată. Credeți că Iuda era un scandalagiu? Credeți că Iuda era un bajocoritor? Credeți că Iuda era un blasfemiator pe față? Nici vorbă! Iuda a mărturisit pe față credința. Iuda a mărturisit pe Domnul Iisus. Iuda a umblat cu Domnul Iisus. Iuda a făcut minuni ca ceilalți ucenici. Dar n-a avut niciodată inima născută din nou. El a fost un drag de la început. Bun, discutăm despre Iuda mai încolo. Ovidiu întreabă dacă poate fi și bine intenționat un apostat fără să realizeze acest lucru. Eu cred că da. Eu cred că până acolo merge. Tocmai ăsta e pericolul. Tocmai ăsta e pericolul. Ca să înțelegem fiecare dintre noi că intențiile noastre bune nu sunt suficiente. Intențiile noastre bune nu sunt suficiente. Și e adevărată vorba că mulți oameni au ajuns în iad pe un drum pavat cu intenții bune. Bun, revin puțin. Așadar, un apostat este o altă diferență. Este un om care are moralitate, dar nu are sfințenie. Care e diferența? Diferența e foarte mare. Și fariseii din vremea Domnului Iisus erau morali. Fariseii nu erau curvari. Fariseii nu ziceau la alte femei. Fariseii nu furau. Fariseii nu dădeau în cap la nimeni. Adică fariseii erau ce spun oamenii din România astăzi. Păi nu am dat în cap la nimeni, nu m-am dus la nevasta nimănui, nu m-a văzut nimeni beat în șanț. El are doar niște păcate lăuntrice moralul. Fariseul, fățarnic, ci, da? Dar a fi moral nu este tot una cu a fi mântuit. Sunt oameni atei în lumea asta care sunt morali. Sunt atei în lumea asta care sunt oameni extraordinari din punct de vedere exterior. Farisei erau morali. Și Domnul spune despre ei că sunt niște morminte văruite. Nu a fost nicio categorie de oameni în vremea Domnului Iisus care să fie biciuită cu cuvântul mai mult decât de Hristos, decât farisei, care erau cei mai morali oameni. Așadar, moralitatea nu este același lucru cu sfințenia. Diferența este că sfințenia vine dintr-o inimă născută din nou și din lucrarea Duhului Sfânt și din viața care vine din Hristos în noi. Asta e diferența. În timp ce moralitatea este doar o chestiune exterioară. Este o conformare exterioară la niște legi exterioare. Da? Luăm aspectul exterior al legii lui Dumnezeu și nu dăm în cap la nimeni, nu ne ducem la nevasta nimănui, nu facem păcate scandaloase, dar inima nu e născută din nou. Motivațiile spăcătoase, atitudinile spăcătoase, gândurile spăcătoase, inima este un focar de infecție. Numai că noi îl stăvulim, suntem morali.
Îl stăvilim, suntem moral. În timp ce un om născut din nou are schimbată rădăcina, temelia ființei sale, prin Duhul Sfânt, prin nașterea din nou pe care o face Dumnezeu în viețile noastre. Aș mai face o diferență. Omul, una care e evidentă deja din distințiile pe care le-am făcut deja, apostatul este un creștin pe din afară, nu pe dinăuntru, da? Asta este distinția elementară. Pentru un apostat, toată religia lui este în exterior. Toată credința lui este în exterior. Asta e distinția elementară dintre un apostat, un credincios mărturisitor cu gura și un credincios care este mântuit cu adevărat, da? Asta e diferența. În Biblie, cuvântul credință este folosit pentru oameni care n-au crezut cu adevărat niciodată în Domnul Iisus. Zice, unii au crezut în El, dar se temeau să-L mărturisească pe față. Sau în Ioan 2 spune că au crezut în Domnul Iisus, dar Domnul Iisus nu se încredea în ei, pentru că a văzut că nu era o credință autentică. Alții au crezut în Domnul Iisus și au întrebat dacă când va veni Mesia, va face minuni mai mari. Deci era o credință imperfectă, o credință care nu pornea din inimă. O credință, la un moment dat, Domnul spune, o credință fără rădăcină, fără naștere din nou. Cred până la o vreme, dar fiindcă n-are rădăcină, n-are naștere din nou, n-are transformare lăuntrică, interioară, o transformare făcută de Duhul Sfânt, supranaturală, miraculoasă, credința aceea ține până la o vreme. Este o credință externă, da? O credință de exterior, proclamată doar cu gura, dar care nu este dinăuntru. Sunt apostații, înțelegeți, apostații fac multe sacrificii. Apostații se pot separa de lume, da? Din punct de vedere exterior, el zice, bă, eu nu mai sunt al lumii, eu vreau să fiu cu biserica Domnului Iisus Hristos. Dar el are încă lumea înăuntru. Israelul a ieșit din Egipt. Dar uitați-vă la ei, cea mai mare parte din Israel aveau încă Egiptul în inimă. Încă tângeau după Egipt, încă tângeau, deși au trăit o robie cruntă, încă sufereau după Egipt, sufereau profund după Egipt. Apostatul este un om care poate renunța la păcat. Ascultați-mă, apostatul e un om care poate renunța la păcat. Renunță în general la păcatele trupului, la păcatele exterioare. Dar apostatul nu renunță niciodată la păcatele inimii, la păcatele lăuntrice, pentru că nici măcar nu poate. Pentru că păcatele inimii nu sunt scoase în noi decât prin intervenție supranaturală a Duhului Sfânt, miraculoasă în nașterea din nou. Numai Duhul Sfânt poate tăia rădăcina păcatului. Numai Duhul Sfânt poate schimba dispoziția, înclinația păcătoasă a inimii noastre și să ducă inima noastră să o dispună, da? Să o redirecționeze spre lucrurile lui Dumnezeu, spre sfințenie, spre voia lui Dumnezeu, spre gloria lui Dumnezeu. Așadar, dacă stați bine să vă gândiți la distințiile pe care le-am făcut până acum între un apostat și un credincios adevărat, veți ajunge la concluzia că cea mai mare parte din creștinătatea de astăzi este apostată. Este o creștinătate înșelată. Este o creștinătate care înșeală pe alții. Este o creștinătate care folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru a promova un moralism deist. Asta e tot. Un moralism exterior, fără viață, fără putere, da? O credință mărturisitoare, dar care nu este în același timp o credință mântuitoare. Vă reamintesc, înainte de a vă prezenta un caz de apostat din Biblie, vă reamintesc să dați un share și să vă folosiți de tehnologia asta pentru a duce adevărul lui Dumnezeu și la alții. Maricica Abigail Cristea întreabă cum ne putem autoanaliza să știm dacă nu suntem apostați. Păi puneți întrebările astea. Simplu, puneți întrebările astea. Îl mărturisești pe Hristos cu gura? Și ai și credință în inimă? Te-ai botezat în apă, dar ai și botezul ăsta în moartea lui Hristos lăuntric? Ești membru în biserică? Ești legat de credincioși? Ești legat și de Domnul Iisus Hristos? Ai o slujbă în biserică? Faci o activitate în biserică? Sau ai viața bisericii pe care Hristos o pulsează în toate mădularele din biserica lui adevărată? Mărturisești credința ta? Sau o și trăiești? Că e ușor de mărturisit. Întrebarea e dacă trăiești ceea ce mărturisești. Ești convins cu mintea de adevărul lui Dumnezeu, de credința creștină? Sau o crezi și cu inima? Ai aptitudini cu care te-ai născut și prin aptitudinile astea încerci să faci ceva în biserică? Sau ai primit daruri supranaturale ale Duhului Sfânt? Ai o conduită reformată, ești moral sau ai și inima regenerată, ai o naștere din nou? Ai moralitate sau ai sfințenie? Moralitatea exterior, sfințenia îi dinăuntru. Ești creștin pe din afară sau ești creștin și pe dinăuntru? Te-ai rupt de lume și te-ai lipit de biserică?
Și în același timp s-a rupt lumea și din lăuntru tău sau tot mai dai cu ochii peste gard. Și ai vrea și tu să te îmbraci ca lumea, să vorbești ca lumea, să trăiești ca lumea și tânjești după lume. Ai renunțat doar la păcatele trupului sau ai renunțat și la păcatele inimii, lăuntrice, ascunse? Astea sunt câteva întrebări. Am pus vreo 10-12 întrebări. Astea sunt câteva întrebări ca să verifici dacă creștinismul tău este de exterior sau este un creștinism lăuntric. Este un creștinism făcut de om sau este un creștinism lucrat prin puterea regeneratoare, miraculoasă, supranaturală a Duhului Sfânt? Asta este întrebarea. Întrebarea este, este o religie făcută de tine sau este o religie făcută de Dumnezeu? Este o religie de exterior sau este o religie întâi care a pornit din lăuntru tău? Este o religie naturală făcută de om, religioasă, sau este o credință autentică, adevărată, care e lucrarea, darul Duhului Sfânt, un dar lucrat miraculos în cei credincioși? Asta este întrebarea în esență. Dați share, nu uitați, dați share, împărtășiți mesajul ăsta cu alte persoane și aș vrea să vă dau un exemplu de un apostat, ca să înțelegem despre ce vorbim. Iuda. Haideți să ne gândim puțin la Iuda. Iuda a răspuns chemării Domnului Iisus de a fi ucenic. Iuda n-a fost obligat de nimeni, da? Deci nu, Domnul Iisus nu a luat cu japca pe nimeni. Hai bă, fiți ucenicii mei, obligatoriu, e legat. Nu! Iuda, ca toți ceilalți, a răspuns chemării Domnului Iisus Hristos de a fi ucenic. N-a umblat de la distanță după Domnul Iisus. A fost în cercul apropiat a ucenicilor Domnului Iisus. 2. Iuda a făcut sacrificii pentru a fi ucenic. Înțelegeți că toți ucenicii Domnului Iisus au trebuit să renunțe la ceva. La viața pe care au avut-o mai dinainte. La visurile lor, la ideile lor. Au trebuit să facă un anumit sacrificiu. Dar au trebuit să sacrifice într-o anumită măsură. Chiar un ucenic spune la un moment dat Domnul Iisus: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. A făcut și Iuda lucrul ăsta. 3. Iuda a primit o slujbă specială. Deci Iuda n-a fost un spectator, un consumerist în biserică, da? Sau un grup ucenicilor. A zis, bă, stau și eu după Domnul Iisus, umblu și eu. Nu, a avut o slujbă specială și vedem imediat ce n-a avut Iuda. 4. Iuda a avut parte din puternicirea Domnului Iisus. Deci, mă, imaginați că când i-a trimis Domnul Iisus pe cei 12, 2 câte 2, cel cu care s-a dus Iuda făcea miracole și Iuda nu făcea. Iuda zice, mă, dar eu de ce nu pot face miracole? Și să-și pună întrebări, bă, eu de ce nu pot să fac miracole? Eu de ce nu pot predica Evanghelia? Eu de ce nu pot să am semnele unui apostol? Nu! Iuda a avut aceeași putere delegată de la Domnul Iisus Hristos ca toți ceilalți apostoli. Când ceilalți apostoli s-au întors la Domnul Iisus și au zis, uite, până și dracii ne sunt supus, Iuda n-a spus, numai mie nu sunt supuși. Eu sunt singurul din cei 12 care n-am putut să fac minuni, n-am putut să predic Evanghelia, n-am putut să fac semne, n-am putut să scot draci. Nici vorbă. Iuda a avut aceeași împuternicire de la Domnul Iisus Hristos. Iuda, în al cincilea rând, a fost martorul lucrărilor Domnului Iisus. Deci imaginați-vă lucrul ăsta, să vezi pe Dumnezeu întrupat făcând minuni. Să vezi pe Dumnezeu în fața ta care lucrează miracole. Și să rămâi nemântuit. Iuda a văzut, a fost martor, ocular, a tuturor acestor lucruri. 6. Iuda a fost trimis să mărturisească. Deci el însuși a fost trimis să mărturisească Evanghelia. Tu să mărturisești Evanghelia și tu să nu ai parte de ea. 7. Iuda a ascultat mesajele Domnului Iisus. Deci imaginați-vă că au fost oameni care au auzit cele mai bune predici care au fost rostite vreodată pe pământ. Însuși Dumnezeu întrupat a vorbit. O gură omenească. Da? Și Iuda a ascultat. A fost parte din cercul ucenicilor care au auzit cele mai multe predici ale Domnului Iisus Hristos. Predicile Fiului lui Dumnezeu. Dacă ăsta n-a avut mesajul Evangheliei spus clar, atunci ce să mai spunem de alții? Iuda, 8, a avut parte de intimitate cu Domnul Iisus. A stat la masă cu Domnul Iisus. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos dormind, plângând, obosit, rugându-se. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în cele mai sensibile și intime momente. A văzut pe Dumnezeu întrupat în cele mai sensibile și intime momente. A avut parte de intimitate cu Domnul Iisus Hristos. Iuda a fost parte din grupul ucenicilor. A fost între ei, totdeauna a fost între ei, da? N-a fost la fără frecvență. Iuda a perseverat până la capăt, da? Până la capăt, cu excepția ultimului moment foarte tragic din viața lui. Care a fost problema cu Iuda? Acum, unii încearcă să spună că Iuda a fost mântuit. N-a fost.
N-a fost, Scriptura ne lasă foarte multe detalii cu privire la Iuda. Spune că Domnul Iisus de la început spune despre el în Ioan capitolul 6 că știa că unul dintre ei este un drac. Da? Este un drac. Și Domnul spune lucrul ăsta mult înainte ca Satana să intre în Iuda la cina Domnului. Mult înainte. Și se vede de la început că Iuda are un păcat lăuntric care îi controlează întreaga viață, iubirea de bani. Da? Se vede de la început că Iuda are niște așteptări iluzorii de la Domnul Iisus Hristos și că nu-i gata până la final, nu-i gata să schimbe așteptările lui. Da? Acum, ce a avut și ce n-a avut Iuda? Iuda a făcut sacrificii pentru Domnul Iisus, într-adevăr, ca toți ceilalți. Dar Iuda n-a avut dragoste. Aduceți aminte de 1 Corinteni 13. Și dacă mi-aș da trupul să fie alb, dacă mi-aș vinde toată averea, dacă aș face, dacă n-am dragoste, nu sunt nimic. Te egal cu zero. Așa că poți să faci sacrificii. Eu sunt un creștin adevărat fiindcă am făcut sacrificii. Dacă n-ai dragoste adevărată, reală pentru Domnul Iisus și copiii lui, ești apostat. Nu ești mântuit. Te înșel. Iuda a avut o slujbă specială, dar n-a avut sfințenie niciodată. Domnule, a fost predicator, nu se poate, sigur a fost mântuit că a fost predicator, sigur a fost mântuit că a fost păstor, sigur a fost mântuit că a făcut nu știu ce, a făcut evanghelizări, a plântat biserică. Nu, domnule, asta nu e o dovadă. Nu e o dovadă, pentru că vorbești despre lucruri exterioare pe care le-a avut și Iuda. Dar n-a avut sfințenie lăuntrică. Iuda a avut acest păcat al iubirii de bani care i-a măcinat viața de la început. Și l-a vândut pe Hristos pentru păcatul care l-a măcinat. Da? Iuda a avut slujbă, dar n-a avut sfințenie. Iuda a avut daruri, da? Darul ăsta, împuternicirea asta supranaturală de la Hristos, dar n-a avut roadă. Și Domnul Iisus a spus, nu după roadă îi veți cunoaște, nu după daruri îi veți cunoaște, ci după roadă. Citiți Matei capitolul 7 foarte bine, unde se face un contrast superb, extraordinar, între a avea daruri și a avea roadă. Zice, îi veți cunoaște după roadele lor. Și apoi Domnul Iisus vine și prezintă niște oameni care vin la final și îi spun că au daruri, nu roadă. Ei nu spun că au roadă. Domnul zice, veți cunoaște după roadele lor. Așa vezi lupii răpitori. Așa vezi oamenii înșelați care încearcă să înșele pe alții. Doamne, n-am scos noi dragi, n-am făcut multe minuni, da? N-am făcut noi multe lucrări. Ce-s asta? Daruri, slujbe. Dar nu aveau sfințenie. Nu aveau roada Duhului Sfânt. Aveau împuternicire, da? Manifestau un fel de putere supranaturală, dar nu aveau roadă. Și creștinătatea și bisericile de astăzi sunt foarte înșelate din punctul ăsta de vedere. Uite, domnule, câți oameni s-au pocăit prin el. Uite, domnule, că zice lumea că a făcut vindecări. Uite, domnule, că zice lumea că nu știu ce au mai făcut. Au făcut nu știu ce lucrări. Întrebarea este dacă are roadă. Deci și ce dacă o curvit? Și ce dacă l-am auzit că-i hoț? Domnule, măcar s-au pocăit mulți oameni prin el. Tragic, la sfârșit vor auzi cuvântul. Niciodată nu v-am cunoscut. Nu că i-am cunoscut și acum nu-i mai cunosc. Niciodată nu v-am cunoscut, spune Domnul Iisus Hristos, da? Iuda a fost martorul lucrării Domnului Iisus Hristos, dar n-a fost mântuit. Două diferențe. O diferență mare pe care trebuie să o faci. A fi martorul lucrării Domnului Iisus Hristos și a fi mântuit în urma lucrării Domnului Iisus Hristos. Iuda a fost trimis să mărturisească ceva ce el n-a experimentat. Și se întâmplă lucrul ăsta. Este posibil lucrul ăsta. Să facem mărturisiri de credință, să facem mărturisiri ale Evangheliei și noi să nu fim transformați de aceste Evanghelii. Iuda a avut intimitate cu Domnul Iisus. A avut intimitate cu Domnul Iisus, dar n-a avut o relație duhovnicească, spirituală, adevărată cu Domnul Iisus niciodată. Sunt două lucruri diferite. Oamenii ăștia care spun în Matei 7, Doamne, Doamne, îl cunoșteau. N-am scos noi draci în numele Tău. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Domnul spune, niciodată nu v-am cunoscut. Lipsește relația. Lipsește relația. Da? Declarații sunt, dar nu există relația cu adevărat. Ei au crezut că îl cunosc pe Hristos. Hristos spune că n-a avut nicio relație niciodată cu ei. Niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut. Este un lucru să fii între ucenicii Domnului Iisus, ca Iuda, între ei, și altceva să faci parte din numărul ucenicilor. Două chestiuni distincte, da? Este una să fii parte în viața unei adunări locale și alta este să fii parte din adunarea aia locală. Să fii mădular viu în trupul Domnului Iisus Hristos. Sunt două lucruri distincte. Ăștia sunt apostații. Ăștia sunt apostații și cred că avertizarea cuvântului Dumnezeu este clară pentru mine,
pentru voi care mă ascultați și pentru toți cei care vor asculta clipul ăsta, să ne examinăm pe noi înșine, să ne verificăm pe noi înșine în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să nu ne lăsăm înșelați de lucruri exterioare pe care le pot face și necredincioșii, să nu fim aproape creștini. Apropo, vă recomand să intrați pe site-ul Magna Gratia, da? Magna Gratia, și veți găsi o carte excelentă pe subiectul acesta, numită Aproape Creștin. Matthew Mead a scris cartea asta, un puritan. O carte excelentă pe subiectul acesta. Vă recomand să o citiți, să o studiați și veți vedea din Sfânta Scriptură acest lucru tragic. Cât de departe poate să meargă un om spre Dumnezeu și totuși să nu ajungă niciodată la el. Cât de departe poate un om să imite creștinismul. Cât de departe poate să meargă un om în a încorpora în viața lui anumite elemente creștine, dar niciodată să nu experimenteze cu adevărat esența creștinismului, da? Viața creștinismului, pe Hristosul creștinismului. De aceea, haideți să ne verificăm pe noi înșine, să ne examinăm, să vedem dacă suntem în credință. Vedeți că în Apostolul Pavel scrie Corintenilor, el zice, cerceteați-vă pe voi și veți vedea dacă sunteți în credință. Afară dacă nu sunteți lepădați. El nu zice, dacă mai sunteți în credință, ca și cum ați fost și nu mai sunteți. El nu zice, examinați să vedeți dacă ați fost în credință. Ci dacă sunteți acum. Afară dacă nu sunteți lepădați sau descalificați când sunteți puși la test. Nu și-au pierdut nicio credință. Da? Singura, apropo, singura credință care se poate, există o credință pe care o poți pierde. Credința asta mărturisitoare. Credința asta care n-a fost niciodată reală înăuntru. Credința asta făcută cu gura. Crezul creștin, rostit cu gura, făcut public, afirmat, mărturisit, confesat, dar care niciodată n-a avut, care n-a pornit din aici. Credința aleșilor lui Dumnezeu, credința care e primită ca dar al lui Dumnezeu, credința care e lucrată de Duhul Sfânt în noi, aia nu se poate pierde. Dar credința care produsă de mintea ta, credința care e produsă de sentimentele tale, credința care e doar o decizie a ta, credința care e doar sufletească, nu-i duhovnicească, credința aia la un moment dat va falimenta. Când vine prigoana, când vine suferința, când se cere lepădare de sine, când se cere purtarea crucii, când se cere trăire după voia lui Dumnezeu, când se cere sacrificiu suprem, când se cere sacrificiu în fiecare zi, credința asta nu face față. De ce? Pentru că, după cum spune Domnul Iisus Hristos în pilda celor patru pământuri sau inimi, pământuri care reprezintă niște tipuri de inimă, Domnul Iisus, fiindcă n-are rădăcină în el, n-are naștere din nou, n-are transformare reală, credința asta falimentează și se duce, da? Mulți oameni n-au nici măcar până la credința dracilor. Dracii cred să înfioară, făceau mărturisiri extraordinare despre Iisus Hristos. Dar aia nu era o credință mântuitoare, sfințitoare, o credință duhovnicească, ci era o credință intelectuală, mentală, sentimentală, o credință mărturisitoare, care nu rezulta în absolut nimic. Unii oameni nici măcar credința aia nu au. Dumnezeu să vă dea putere să vă analizați cu sinceritate viața în lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu în lumina poveștilor, experiențelor false, iluziilor, ci în lumina cuvântului lui Dumnezeu, pentru că la mijloc este eternitatea noastră. Pentru că la mijloc este viața noastră veșnică. Pentru că la mijloc este relația noastră cu Dumnezeu. Asta nu sunt lucruri de joacă. Poate mesajul ăsta este primul mesaj pe care trebuie să-l audă creștinătatea de nume. Cei mai mulți oameni din țara asta care spun că sunt creștini și nu au nicio dovadă că sunt creștini. Oamenii din țara aceasta și din biserici evanghelici și din biserici tradiționale care mărturisesc cu gura creștinismul, dar nu l-au experimentat niciodată în inimă. De aceea vă încurajez. Dați un like la clipul ăsta, dați un share, dați-l pe alte clipuri. Cum v-am spus și ieri în live-ul pe care l-am făcut, îi trist pentru că creștinii ăștia a noștri sunt atâta de predispuși să dea like și share la tot felul de poze chicioase, la tot felul de mesaje din astea lingușitoare, foarte siropoase, semi-creștine, așa, un fel de combinații de yoga cu creștinism, cu budism, cu nu știu ce. Tot felul de minciunele, tot felul, scrie amin, dă like și o să primești nu știu ce și o să te simți nu știu cum. Oamenii dau like și share la toate porcările și mizerile astea. Însă cei care
procesăm o leacă lucrurile mai bine, poate, da? Și le gândim și ne-a deschis Dumnezeu mintea și ne-a dat cât de cât o doză de discernământ și înțelegem că lucrurile alea chiar sunt penibile din punct de vedere estetic, da? Să nu mai zice că nu sunt biblice și nu sunt demne de noi ca oameni, da? Dar aminte de noi ca și creștini. Dacă oamenii ăștia sunt așa de predispuși și sunt atât de râvnitori în a promova toate lucrurile astea, cu atât mai mult ar trebui să fim noi râvnitori în a promova lucrurile duhovnicești, lucrurile în care credem. Dacă sunteți de acord cu mesajul din clipul ăsta, vă rog, dați un share, împărtășiți mesajul ăsta cu cât mai multe persoane și să dea Dumnezeu chiar și pe calea aceasta, pe calea asta a instrumentelor, care permise și lăsate tot de Dumnezeu, să putem să transmitem ceva din adevărul lui Dumnezeu. Să-l folosim în principal, să folosim în principal bagajul ăsta tehnologic pentru gloria lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu chiar pentru mântuirea unor oameni. Cu voia lui Dumnezeu pentru trezirea unor suflete. Vă salut și ne vedem la un alt live. Nu uitați, dați un like, dați un share la clipul acesta pe pagina voastră, pe profilul vostru, pe alte grupuri unde aveți acces. Peace!